Da, și ne întoarcem, doamnelor și domnilor, la Casa Duduienilor, pentru că avem noi informații de la descinderile de acolo. Raluca Mândoiu vine cu toate informațiile. Bună dimineața, Raluca, ce ai mai aflat? Bună dimineața, am aflat în urmă cu doar câteva momente că polițiștii criminaliști caută în acest moment arme care ar fi fost folosite în timpul încăierării în urma căreia Emi Pian și-a pierdut viața. Nu se știe deocamdată dacă au găsit, pentru că la această oră perchezițiile sunt în plină desfășurare, așa cum vă spuneam și mai devreme, puțin după ora 6 dimineața, mascații de la Brigada Specială a Jandarmeriei Române, echipați și înarmați până în dinți, au intrat în casa în care locuia Emi Pian. Rudele au fost scoase în curte. Avem informații că ar fi sosit aici și avocatul familiei pentru a fi prezent la aceste descinderi. Rămâne de văzut ce vor găsi anchetatorii, dacă vor descoperi arme, dar și ce alte probe importante vor ridica în acest caz, în care iată că deocamdată nu s-a făcut lumină.